Zilele acestea se fac tot felul de negocieri, tot felul de înțelegeri, de întâlniri pentru formarea viitorului guvern. Cum vedeți dumneavoastră toată această tevatură creată în jurul formării viitorului guvern? Toate aceste negocieri care am văzut că se poartă pe funcții. Deja nu putem vorbi despre o negociere privitoare la un guvern, pentru că ar fi trebuit să plece de la o viziune, de la niște obiective, de la armonizarea unor programe de guvernare pe care, paranteză fie spus, nici măcar nu le-am văzut în campania electorală. Nu acestea au fost subiectele. Este o luptă absurdă pentru Ciolan, o luptă deșențată pentru funcții și atât. Ați văzut că singurele teme principale astăzi sunt dacă Ludovic Orban va primi ceva, orice. Fie funcția de premier, fie funcția de președinte a Camerei Deputaților. Deci, cel mai important lucru în PNL astăzi este ce primește Ludovic Orban pe persoană fizică. Despre ceilalți, despre români, nu e vorba. Poate să-și deloc salveze oarecum pielea, să spunem așa, după rezultatul de la alegeri? Este evident că PNL a pierdut alegerile. Asta nu mai poate să fie vreo întrebare în mintea oricărui român, pentru că rezultatele care au fost validate de către AEP sunt clare. PSD-ul a câștigat alegerile. Asta e o evidență. Pierzătorii, și sunt mai mulți, s-au adunat ei într-o gașcă și s-au gândit cum să facă. Sigur că absurdul este atât de mare încât Ludovic Orban și-a dat demisia din premier, ar fi trebuit să-și dea demisia din președinte de partid pentru că a pierdut alegerile, și acum vrea să fie din nou premier pentru că a câștigat. Lipsa asta de logică am văzut-o inclusiv la președintele Iohannis, care la fel îl ceartă pe Orban că a pierdut alegerile, dar îl cheamă pe PNL să desemneze un premier. N-are logică. N-are logică și în afara faptului că nu are logică, este cumva ofensa adusă spiritului Constituției. Pentru că lucrurile sunt foarte clare și în mod firesc, în mod normal, ar fi trebuit ca să desemneze pe câștigătorul alegerilor, adică PSD, să-i dea mandat 10 zile să negocieze propunerii de premier făcută de PSD. Sau și cine acum, are o majoritate, dacă există o coaliție care are o majoritate. Majoritatea se constituie după, nu se constituie înainte. Asta este încălcarea spiritului Constituției. Au fost consultări la Cotroceni. Dacă ne-am uitat cu foarte mare atenție în Constituție, am vedea că ele se fac în baza majorității din Parlament. La data aceea nu erau încă datele finale clare. Și atunci, în baza aceea, au fost... Dacă am vrea să fim atât de atenți la detalii. Dar ne-am obișnuit de mult că, de fapt, pe președintele Iohannis Constituția nu prea îl interesează. Sau o interpretează în cheia care îi convine. Și atât. Negocierile au fost neconstituționale, cele puțin cele din weekend. Am pierdut 2 zile degeaba. Am fi putut să nu pierdem, am fi putut să lucrăm în weekend, că dacă tot vedem ce se întâmplă cu pandemia și vedem câți români sunt astăzi pe paturile ATI și vedem că lucrurile sunt scăpate de sub control cu totul, dacă ar fi fost responsabili, dar nu sunt, am constatat lucrul acesta, am văzut cu toții, probabil că ar fi trebuit ca aceste discuții să aibă loc mult mai repede, cu un mandat dat câștigătorului alegerilor, adică PSD, cu posibilitatea de a forma o majoritate, pentru că despre asta vorbește Constituția, în termen de 10 zile. Și acum, fie vorba între noi, vedeți în această criză pandemică o propunere mai bună de premier decât Alexandru Rafila? Nu cred că există.